Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și emiterea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024-2026 al municipiului Moinești. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt supra proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere. Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abținere. Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt supra proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului cu UniCredit Bank S.A., atragerii grant și puternicirea persoanelor pentru semnarea contractului de finanțare rambursabilă internă, valoare de 4 milioane de lei. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot și este pentru, votul împotrivă, abținere. Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abținere. Mulțumesc. Comisia juridică, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere. O abținere. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și subsesarea municipiului Moinești pentru anul 2023. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere. Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Punem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere. Mulțumesc. Comisia juridică. Discuție. Întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abținere. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și interes și lucrări de interes local pentru anul 2023 prestate de beneficiare de ajutor social. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt sub proiectul la vot, este pentru. Votul împotrivă, abținere. Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot, este pentru. Împotrivă, abținere. Mulțumesc. Comisia juridică, dacă aveți întrebări, vă rog. Dacă nu, supunem proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Moinești ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abținere. Comisia economică, pune proiectul la vot, este pentru. Împotrivă, abținere. Mulțumesc. Comisia juridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului centralizat al imobililor aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă eu sunt supun proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abținere. Mulțumesc. Comisia de urbanism, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține. Mulțumesc. Comisia juridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abține. O abținere. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea refacerii unei locuințe din municipiul Moinești afectate de incendiu. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Mulțumesc.
Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la mulțime, este pe aia nou. Împotrivă, dacă vă ține, mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional a contractului de concesiune numărul 20.816 pe 2 din 17.10.2011 încheiat cu domnul Darie Constantin din municipiul Mâinești, strada Todor Vladimescu, blocul 6, apartamentul 2, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține. Un vot împotrivă și o abținere. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului lunar de întreținere pentru componenta centrului rezidențial pentru persoane vârstnice. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt sub proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abține. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției părinților pentru hrana copiilor care frecventează creșa primii pași în Mâinești. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren situat în extravinarul municipiului Mâinești, punct Sâghii, județul Bacău. Vă rog, liderii de grup, să facem organizări pentru comisie. Din partea grupului GNL, propun pe doamna Zăraie la Luca și domnul Dior Cornel. Domnul PSD, o serenă mare propune. Din partea grupului pe care propun pe domnul Mini Costa. Pentru comisie sau pentru subtenție? Pentru comisie. Din partea grupului PNR, mai propun pe domnul Botezatu Silviu. Fiind organizate persoane, o să rog Comisia de Urbanism să valideze proiectul și propunerile făcute. Vă rog să votați. Cine este pentru? Doamna Zăroaie, titular. Domnul Chivot Supreant, domnul Pascalini, titular, și domnul Botezatu Supreant. Vreau să revenim la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți și alte propuneri, vă rog. Dacă nu supunem proiectul la vot, propunem proiectul la Comisia Economică. Cine este pentru?
Împotrivă? Abținere? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuție, întrebări? Dacă nu spunem la vot, cu propunerile făcute, proiectul, cine este pentru? Votul împotrivă? Abținere? Deci, votul împotrivă. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 89 din 08-12-2021 pentru aprobarea regulamentului privind eliberarea autorizațiilor de funcționare și profil de activitate și a vizelor de amplasare și profil de activitate pe teritoriul municipiului Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Și nu este pentru? Împotrivă? Abținere? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supun proiectul la vot. Și nu este pentru? Împotrivă? Abținere? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuție, întrebări? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abținere? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Moinești și a serviciilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă sunt supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Două abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuție, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Trei abțineri. Ordinea de zi a fost epuizată, urmează o pauză, după care ședința de vreme. Thank you.
Știi că n-am început încă? E pauză. Zice așa, fiecare proiect de hotărâre
În scris pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local este supus dezbaterii numai dacă este însoțit de referatul de aprobare ca instrument de prezentare și motivare semnat de către inițiator, rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, C. Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, D. Alte documente prevăzute de legislația specială. Și acum, ca să demonstrez de ce am luat cuvântul. Alineatul nouă spune așa. Secretarul General al Unității Subdiviziunii Administrative Teritoriale asigură îndeplinirea condițiilor de la alineatul 8 și aduce la cunoștința Consiliului Local cazul neîndeplinirii acestora înainte de adoptarea ordinii de zi. Deci, doamna secretar general trebuie să ne spună înainte de adoptarea ordinii de zi dacă proiectele de hotărâre sunt contrasemnate de conformitate și va ajuta începând la ședință. Eu am făcut documentare pentru Consiliul Local și vă rog să mă credeți că aceasta este legalitatea. Deci secretarul general nu avizează nici proiecte de legalitate, nici proiecte de hotărâre, nici hotărâre ale Consiliului Local. Secretarul general semnează de conformitate pe proiectele de hotărâre și contrasemnează de legalitate și contrasemnează de legalitate hotărârile Consiliului Local. Și vă dau citirea articolului 140, să credeți că așa spune. În consecință, eu aș întreba pe doamna secretar general care este motivul pentru care nu am contrasemnat proiectul de hotărâre de cauză la ședința de astăzi, că nu putem vorbi de acolo scrie aviz de legalitate. Nu. Pe colțul din stânga sus trebuie să scrie atâta. Contrasemnează, nu, pentru conformitate, secretar general semnează colțul din stânga. Dacă proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 8, la articolul 136. Din punctul meu de vedere, proiectul de hotărâre nu e contrasemnat astăzi pentru conformitate, îndeplinește condițiile și domnul Șar este motivul pentru care nu este semnat de conformitate. Că după aia, la hotărâre, vă dau citire la articolul 140. Că avem un plan de intrare pe urmea de zi. Da, mulțumesc. Există, într-adevăr, niște motive pe care, dacă ați parcurs materialul de ședință, ați văzut materialul de la punctul 14 de pe ordinea de zi, le-am invocat și acolo. Există niște motive pentru care nu am considerat a aviza acest material. Dacă nu putem să intru un pic mai în detaliu, aș parcurge și mai multe precizări. Dacă nu, rămâne ca pe plen atunci când vom ajunge la acest proiect de hotărâre să fac precizările necesare. Da. Mulțumesc. Deci, eu mi-imaginam că acesta este motivul. În schimb, trebuie avut în vedere pe viitor că motivul dumneavoastră este motiv de legalitate, nu de conformitate. Deci, semnătura dumneavoastră pe proiectul de hotărâre nu este aviz de legalitate, este semnătură de conformitate, că proiectul de hotărâre corespunde în 136. Pentru că pe legalitate avem articolul 140, care spune așa. După desfășurarea ședinței, hotărârile Consiliului Local se semnează de către președintele de ședință și se contrasemnează pentru legalitate de către secretarul general al Unității Subdiviziunii Administrative Teritoriale. În cazul în care președintele de ședință refuz, aici reglementează asta. La alineatul 3 spune așa. Secretarul general al Unității Subdiviziunii Administrative Teritoriale nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea ședință a Consiliului Local, depune în scris și expune în fața acestuia opinia sa motivată care se consemnează în procesul verbal de ședință. Deci, procedura legală de astăzi, dumneavoastră, trebuia să contrasemnați pentru conformitate proiectul de hotărâre pentru că îndeplinește condiții
2006, iar dacă în urma trebuie să vedem dezbaterii proiectului de hotărâre în cauză, în urma amendamentelor care se depun, la sfârșitul ședinței, după adoptarea hotărârii Consiliului Local, hotărârea Consiliului Local se semna de către președinte, iar dumneavoastră sus, pentru legalitate, contrasemnați. Dacă dumneavoastră nu dorea să contrasemnați pentru legalitate, procedura este următoarea. Ne spune legea că întocmiți obiecțiile și le comunicați Consiliului Local la ședința următoare, dar procedura nu stă în loc. Adică hotărârea Consiliului Local se înaintează la prefect în termen de 10 zile, cum prevede legea. Dumneavoastră trebuie să faceți obiecțiile către domnul prefect, de ce nu acordați, nu semnați de legalitate, și atunci domnul prefect, în controlul de legalitate prevăzut la articolul 200 și următoare, analiza hotărârea, vedea dacă este ilegală. Dacă considera că este ilegală, o trimitea înapoi pentru a fi redezbătută în Consiliul Local sau o accepta. Aceasta este procedura. Și aceasta trebuie urmată întotdeauna. Eu știu că este un model vechi de ani, dar eu vă spun că am studiat foarte clar, confruntându-mi cu așa ceva, și aceasta este procedura legală. Și va juca așa să procedăm. Îmi cer scuze că v-am întrerupt, dar înainte de aprobarea vă gândiți să facem lucrurile. Pentru că trebuie... V-am mai spus eu dumneavoastră cum se conduce o ședință, îmi pare rău, cred că nu... N-am condus niciodată, dar o să vedeți că sunt multe care trebuie să facă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule consilier. Propun să urmăm procedura de vot pentru aprobarea ordinii de zi. Gracias.
Da, vă mulțumesc. Vom continua cu parcurgerea ordinii de zi. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2024-2026 al municipiului Moinești. Înainte să parcurgem procedura, vreau să dau cuvântul reprezentantului Consiliului Local al Ierii. Vă rog, domnul Jaral. Bună seara și bine v-am găsit, vă mulțumesc. Reprezint Consiliul Elevilor Moinești. Am avea și după o cunoștere de doamna Ioana Vila a prezentat, însă vin în fața dumneavoastră cu câteva propuneri, având în vedere discuțiile pe care le-am avut de-a lungul timpului, în cadrul Consiliului Local al Copiilor din Moinești, am ajuns la concluzia că majoritatea elevilor unităților de învățământ a municipiului aspiră la dezvoltarea orașului și a școlilor din acesta, precum și la schimbarea unor așa zise probleme de infrastructură școlară. Nu putem spune că avem pretenții și ceea ce vă voi prezenta sunt strict necesități. Ținem cont de faptul că domnul primar a luat la cunoștință propunerile noastre într-o întâlnire ce a avut loc pe data de 19.1.2023, vă voi prezenta și dumneavoastră în mare despre ceea ce ne-am dorit să rezolvăm sau să îmbunătățim și să aducem în municipiul Moinești. Mai departe. Un prim subiect important la care majoritatea colegilor mei au adresat de mulțumiri este legat de transportul elevilor și nu vorbim despre cei care parcurg drumul acela de 5 minute de acasă până la școală, ci de drumul străbătut de elevi din alte comune către instituții. Municipiul Moinești este a doua casă pentru număr de 700 de elevi navetiști care învață la unul dintre cele două licee din oraș. Din cazuri reale, știm că avem elevi care au fost nevoiți să abandoneze școala din cauza costurilor legate de transport. Ținând cont de legile date, suntem conștienți că transportul elevilor este deja decontat, dar în procente foarte mici. Ce părere aveți ca dintr-o sumă unui abonament de 240 de lei să se deconteze între 25 și 80 de lei? Nu reprezintă nici jumătate din suma totală. Sau, din 330 de lei, a existat de cont de 80 de lei. Sunt familii care muncesc, au câte 2-3 copii și nu își pot permite să trimită copiii la școală din cauza acestor costuri mari. În articolul 1 din aliniatul 8 din Legea Educației, actualizată prin ordonanța de urgență, se specifică clar că, în cazul în care costul transportului este mai mare decât suma forfetară prevăzută în aliniatul 1-7, aceasta poate fi majorată cu până la 100%. Având în vedere această problemă care afectează copiii care învață în municipiul Moinești, vă solicităm sprijinul pentru a găsi o rezolvare la orice nivel posibil. Bun. A doua propunere a elevilor este cea de îmbunătățire a infrastructurii școlare. Toată lumea susține că educația este cea mai importantă pentru copii și viitor, că școlile ar trebui să fie dotate. Vorbim despre progresul tehnologic, dar pe de altă parte ne confruntăm în continuare cu o problemă privind igiena școlilor din municipiu. Avem table inteligente, avem tehnologie, dar nu avem culoare la toalete, nu putem avea siguranță pentru că nu există cuietor la uși, nu ne putem menține sănătatea pentru că nu avem săpun sau hârtie cu care să ne putem șterge pe mâini. Nu întotdeauna elevii sunt vinovați pentru insistența acestora, după cum mi s-a spus, deoarece în cazul în care ar exista distrugeri, pot fi folosite sisteme care previn risipa precum în alte școli. Astfel, solicitarea noastră este aceea ca primăria și unitățile școlare să colaboreze, să realizeze un necesar real al dotărilor care lipsesc, aceea ca, și să fie alocate fonduri pentru achiziția acestora. Noi, copii, vă putem sprijini în acest demers. Mai avem a treia propunere, care este despre dezvoltarea conceptului de artă stradală, cea de a schimba fațada unor clădiri aflate în vizorul trecătorilor constant, și venim cu propunerea de a aduce echipa zi de artă în Moinești, care a realizat peste 10 pecturi murale uriașe în Bacău, iar în Moinești pentru a colora două zone ale orașului și a aduce o energie proaspătă, creativă, cu mesaj, care poate aduna oamenii la un loc să vadă lumea care vezi altfel în nuanțe deschise. Considerând că putem aduce și mai multă culoare orașului prin acest proiect, mai ales clădirilor importante din Moinești, care se află des în văzul locuitorilor sau a turiștilor veniți în municipiu. Putem da o altă fațadă prin desene semnificative clădirilor lângă care se desfășoară majoritatea activităților de interes cultural sau social. Zidart este o echipă cunoscută, talentată, ce dorește să aducă diferite concepte și atracții, și nu doar pentru cetățeni, cât și pentru iubitorii de artă, de frumos și pentru turiști.
Noi elevii vom fi parte a acestui întreg proces, astfel încât picturile să fie reprezentative pentru noi și pentru întreaga comunitate locală. Elevii au mai venit și cu alte propuneri care nu ar implica costuri atât de mari și precum dotarea stațiilor de autobuz cu prize, fie acoperirea și închiderea acestora pentru a oferi posibilitatea de adăpost. Dorim și publicarea orarilor autobuzelor pe site-ul primăriei, precum și tarifele privind costul transportului. Am avea în vedere și finanțarea unor activități și ateliere de interes educațional pentru elevi și profesori, printre care refacerea subfilialei de Cruce Roșie și ateliere de educație sexuală pe o perioadă determinată de timp, datorată procentului ridicat de sarcini nedorite, de boli, etc. Copiii trebuie și au dreptul la informații teoretice, dar și practice legate de acest subiect, pentru a avea siguranță, pentru a conștientiza anumite lucruri și situații și pentru a avea o viață sănătoasă, pentru un drum corect și bun pe viitor. Am venit cu aceste propuneri în urma mai multor discuții, cum am precizat mai înainte, și aș vrea să știu care dintre acestea vi se par cele mai corecte, să zic așa, și care ar fi posibile. Da, era de dezvoltul bugetul mai întâi, dar pentru că sunt invitat, nu reprezintă la președința, o să răspund eu primul, mă rog și pentru dumneavoastră, consilier local sau care didactice aici prezente, le mulțumesc pentru că au răspuns invitației, că iată, prezența dumneavoastră este venit pe atunci când sunt și probleme vis-a-vis de învățământul din voi. Așa cum spunea și domnișoara în prezentare, ne putem lăuda la nivel de municipiul Voinești cu instituții de învățământ de top la nivel național, dotate cu echipamente IT, inteligente, cu acele dotări pe care le-am efectuat atât prin fonduri europene cât și locale, prin mobilier și aducerea la condiții, zic eu, europene. Multe școli din țară nu se pot ridica la nivelul nostru și noi ne-am ridicat peste multe școli din țară și vă spun că suntem peste altele și din afară. Nu cred că există vreo școală în care condițiile să lasă de dorit. Din contra, zic eu, condiții deosebite atât din punct de vedere al desfășurării cursurilor de zi cu zi, al desfășurării orelor de educație fizică și sport în săl de sport, în terenul de sport, pe, de asemenea și o supraveghere, acolo unde sunt sisteme de supraveghere, acolo unde au agenți de bază, pentru protecția elevilor, de asemenea intervenția poliției locale, poliției naționale, jandarmilor, în fiecare dimineață și la ieșirea de la cursuri, o supraveghere a părții rutiere, dar și pentru baza și ordinea, cât și protecția copiilor. Așadar, autoritatea locală, pentru dumneavoastră, a acordat atenția, au capul în acest sens, în ultimii ani, chiar deosebit, s-au făcut și credite pentru acest lucru, pentru a finaliza proiectele începute, pentru a demara alte proiecte și amintesc aici școala George Enescu care a avut nevoie de credit, liceul Grigore Popăcescu care mai are puțin și este gata și suma de 3 milioane de euro jumătate este susținută din bugetul local. Avem documentații în lucru pentru școala Tristan Țara, grădinița de la școala George Enescu, cantina liceului Spirul Haret. Iată, sunt bani alocați pentru bunăstarea elevilor din municipiul Moinești, pentru îmbunătățirea activităților de la instituțiile de învățământ. Nu se văd întotdeauna. Eu apreciez că există o activitate a Consiliului Local al Copiilor. Sunt unele probleme de acolo pe care aș vrea să le transmitem către directorii de școli care sunt aici în sală. Cea abonamentelor, a decontării abonamentelor la elevii din avetiști este legiferată, li se decontează, chiar îmi spunea domnul director de la Covălcescu acum, că cei care și-au depus documentele au și primit banii pe anul trecut, același lucru se va întâmpla și anul acesta, în procentele stabilite de legiuitor. Astăzi, bugetul local suportă cheltuieli pe priorități. Proiecte cu finanțare europeană în derulare, în sănătate, în educație, în mobilitate și în ceea ce mai desfășurăm aici.
Cu siguranță mulțumim conștii aceste propuneri. Vedeam acolo la al doilea paragraf că se vorbește de lipsa unui capac de WC, a unui sud de hârtie sau a detergenților. Știu și cred că doamna director economic poate confirma că s-au plătit către instituțiile de învățământ sumele care vin la pe cheltuiala de bază pe cap de elev și în acele sume obligatorii, ca cei din conducerea școlii, prin cei pe care iau în aparatul de lucru, să aibă grijă să existe așa ceva la grupul de sanitare, să nu ducă lipsă de astfel de materiale igienice sanitare. E o problemă la școală să nu existe bani pentru așa ceva? Totuși, sub anonimat, vedeți că e o graie al copiilor aici. Nu este partea nimănui din stradă sau din Consiliul Local, ci e extras din această notă pe care, această adresă pe care Consiliul Local al copiilor a dus-o la Consiliul Local. Vă rog să dați apă de acest lucru și să răspundeți. Toate școlile sunt aici. Da, toate sunt enumerate, iar nu fac decât datoria să vă reamintesc, să nu fie într-o școală o asemenea situație, pentru că, da, vedem mai departe, am văzut aici și materialele, ceva de conceptul de artă stradală, da, conceptul de artă stradală am venit pe toate clădirile, nu numai pe unele, ci și cele rezidențiale și cele publice. Am avut cu dumneavoastră o întâlnire săptămâna trecută și chiar mi-a plăcut ideea și mă duce gândul la o școală la care proiectam de altă culoare care este insuportabilă pentru mine și pentru, cred că, mulți astea de aici în sală și în oraș, o școală florită de atunci când eu am văzut culoarea pe școala Alexandru Sede, am bănuit că este adresivul care e sub. După aceea s-a comunicat că de fapt este culoarea pe care proiectam cu a intrat acolo și trebuia să o fac astăzi. S-ar putea, prin într-un astfel de program, la un moment dat, să dăm o altă peste aceea culoare, să schimbăm fațada într-un ambient mai plăcut, să spun așa. Doamne ferește, într-o zi ploioasă, un copil somnolos și cu tema neplăcută, nici mai este în casă. Da, sper să găsim de cuvință, să stabilim aceste priorități și clădiri. Unele nu sunt în patrimoniul primăriei, se menționa aici gara sau clădirea aceasta care sper să prindă contură în sfârșit secția sanatorială, baza secția sanatorială balneară de aici la hotel. Mai sunt clădiri publice care pot, la care se poate aduce îmbunătățiri, dar toate la timpul lor. Cum spuneam, nu am fost indiferent de investițiile pentru copii. Știți, strategia de dezvoltare urbană a zonelor urbane defavorizate, sunt sume de bani acolo pentru locuri de joacă, pentru cursuri. Cu siguranță, tot pentru copii vor fi cheltuiți acei bani. Și nu numai cei care sunt folosiți la locurile de vreme care s-au făcut în oraș, și la incitele de școli, așa cum spuneam. Vom ține cont de propunerile dumneavoastră, vor avea loc rectificări peste an. Acest buget a fost introdus în dezbatere publică încă de la începutul anului, de la 3 ianuarie. Amendamentele trebuiau aduse și în cursul procedurilor de atunci și a avut loc o dezbatere publică. Nu prea am avut auditoriu prezență la acea dezbatere publică. Astăzi vi l-am prezentat în forma finală și vă rog să și votați. Mulțumesc! Revenim la procedură. Vă rog, raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului, dat domnul consilier. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vă rog să-mi permiteți să felicit întregul personal care a muncit pentru domnirea acestui buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. Și din punctul meu de vedere este cel mai frumos prezentat de la începutul acestui mandat de Consiliul Local.
S-a ținut cont de toate solicitările noastre și a făcut o prezentare deosebit de pertinentă și profesionistă. De respect pentru colegii care au lucrat la acest buget, eu am făcut o scurtă analiză cu principalii indicatori, pentru care vă rog să-mi permiteți să fac câteva aprecieri. La secțiunea de funcționare, observ că veniturile provin într-un procent destul de frumos din venituri proprii, în procent de 36,03%, apoi urmează cote și sume de facturate din impozituri pe venit în sumă de 16.693.031,59% și sume de facturate din TVA 27,21%. Bugetul pe anul 2023, comparativ cu bugetul pe anul 2022, a crescut cu 28,25%. Acest lucru cred că se datorează atât indexărilor în ceea ce privește taxele și impozite, cât și măririle de taxe, alte taxe introduse, dar și a sumelor de bani primite de la nivelul guvernului sau din fonduri europene și proiectele care se derulează și așa mai departe. Un alt aspect pozitiv, zic eu, este faptul că sumele alocate din buget pentru secțiunea de dezvoltare reprezintă 66,49% din total buget alocat, în timp ce la secțiunea de funcționare sumele alocate reprezintă 33,51% din total. Dacă eu am studiat nivelul de încasare a veniturilor, v-am spus mai devreme că prezentarea este profesionistă și deosebit de calificată. Un aspect negativ pe care l-aș preciza eu. La capitolul bugetar 6102, la ordine publică, s-a alocat o sumă de 2.600.000 lei, reprezentând doar 4,92%. Să ținem cont că la acest capitol bugetar intră și Poliția Locală și Protecția Civilă și Protecția contra incendiilor. Având în vedere că ne aflăm într-o perioadă de război, eu v-aș propune, nu numai România, dar știm mai bine cei cu experiență despre ce este vorba, v-aș propune să promovăm în viitor un proiect de hotărâre să vedem cum stăm pe linie de protecție civilă. O inventariere a tuturor spațiilor, să vedem cum sunt amenajate. Cred că acolo trebuie făcut ceva pe linie de protecție civilă. Un alt aspect care mi se pare totuși un pic ca o mare sumă alocată la asistență socială, 24,01%. Cam mare sumă. M-aș opri un pic că colegii noștri au făcut o analiză destul de bună în ceea ce privește taxa pentru salubritate. Văd că și în anul 2022 înregistrăm o restanță la încasare de 1.026.081 de lei. În anul 2022 a fost efectuate plăți în sumă de 3.431.481,90. Iar la data de 31.12, suma înregistrată în contul de excedent este o sumă mică, 6.011 lei, în schimb, înregistrăm plăți restante, o dată o sumă de 585.493,98, precum și o factură a lui scadenței în luna ianuarie 2023, în sumă de 262.103,72. Nu știu ce se întâmplă aici. Știu eu persoane juridice sau fizice care nu plătesc taxa de salubritate,
De ce totuși în fiecare an trecem cu sume mari pe anul următor? Și noi reușim să le achităm până la 31 decembrie. A fost atunci pandemia, o parte din agenții comunii l-au plătit, astăzi sunt dosare de executare silită. Sperăm să recuperăm. Față de anul trecut, datoria este mai mică, deci cam un număr s-a redus. Prin această creștere și încasare restanțelor, sper că la sfârșitul acestui an să nu mai luăm restanțe, doar la decembrie, care se duce și ianuarie și august. Da, și o singură întrebare către doamna director economic. Bugetul de 2023, în ceea ce privește veniturile salariale, sume alocate pentru salarii, cuprinde sumele din proiectul de hotărâre a platelor de anul astăzi? Am menționat în raportul de specialitate la fundamentarea cheltuielilor de personal. A fost luată în calcul hotărârea Consiliului de luna decembrie. Pentru că veniturile sunt egale. Da, mulțumesc. Salarii de luni decembrie, cum este? 12 milioane. Da, mulțumesc. Mulțumesc. Dacă mai sunt alte intervenții pe marginea proiectului? Da. Eu îmi mulțumesc atât în numele meu personal, dar și a politicilor care au contribuit la realizarea bugetului pentru anul 2023. Să știți că nu a fost ușor, mai ales că bugetul la nivel național, pentru a doua oară, în ultimul 33 de ani, s-a aprobat înainte de sărbătorile de iarnă. După cum știm cu toții, de la aprobarea bugetului la nivel național, în 15 zile noi trebuie să publicăm bugetul de dezbatere publică și vă spun că zile de Crăciun de anul nou, doamna director economic, eu și în vasta legi, le-am petrecut pe la primărie sau în mediul online pentru a fundamenta acest buget, care nu a fost ușor de închis. Știți cu toții proiectele care le avem în derulare, inițierea proiectelor noi atât pe axe de noi de finanțare, dar și pe PNRR, faptul că trebuie să plătim și acele credite pe care le-am realizat pentru finalizarea și aducerea mai departe a unor proiecte cu finanțare și proiecte care astăzi aduc plus valoare, așa cum spuneam, în instituțiile de învățământ, în sănătate, în spitalul municipal și iată la mobilitate, pe un motiv care ne-a fost favorabil, cel puțin până astăzi, când ne apropiem de sfârșitul lunii ianuarie, constructul a lipsit de pe șantier, de cât în perioada sărbătorilor de iarnă. Chiar cred că suntem într-un avans acolo și asta m-a bucurat să finalizăm un pic mai repede, să nu ducem grijă la sfârșit de an, că nu am reușit să implementăm acest proiect, să mai punem bani, că știți regula, legea, în cazul în care în acest an aceste proiecte finanțare europeane nu sunt finalizate, se vor pune bani pe bugetul local sau bani înapoi tot ce e primit de la Uniunea Europeană. Sper să fim feriți de aceste cazuri, să terminăm proiectele începute. E o mare problemă pe bugetul local. Anul trecut am plătit peste 2 milioane de lei ajustări de prețuri pe care nu le mai recuperăm de încheie pentru că legea 64 a ajuns la sfârșitul anului 2022. Nu s-a putut aplica, nu s-a putut crea acel fond de rezervă la Ministerul Dezvoltării. Am fost la AMEPOR, la Proiești, la director, la toți, n-am reușit nimic, nu numai noi. Toate localitățile din țară nu au recuperat nimic. Nu suntem departe nici la acest început de an să mai punem bani pentru ajustări, pentru a ține constructorii la treabă, pentru că legea prevede să ajustăm prețurile, iar pe de altă parte nu s-au făcut acele acte adiționale la Ministerul Dezvoltării să putem constitui fondul de rezervă de unde să putem cheltui bani, dar și acei bani se pot cheltui în limita neprevăzutelor din proiect, restul vine de la bugetul local. Am fost nevoit să facem acele credite, o parte din ele vor începe la mare, vom începe plăți în acest an. De aceea spuneam că a fost destul de greu să prioritizăm lucrurile, să prioritizăm proiectele, să menținem în lista de investiții anumite proiecte, să inițiem altele noi și așa cum bine ați menționat și ați văzut și dumneavoastră, am trecut de 60% buget de dezvoltare, anul trecut eram la 56%, azi suntem la 66%. Am crescut veniturile, asta să știți că nu numai impozite și taxe, cresc în alte surse, de concesiuni, noi, vânzări, așa cum s-a întâmplat și anul trecut, este misiunea noastră să aducem creștere la bugetul local. Aceste creșteri, din păcate,
care au venit mult mai mari ca în anii precedenți, la energie, la gaze, la toate utilitățile, știu și directorii de școli aici ce probleme au la școală. Am făcut economii la iluminat public prin sistarea unor dăm pe străzi, una da, una nu, și n-am reușit noi să facem economii de la prețul prețului, să știți că factorii tot sunt mai mari, dar dacă nu facem economie să avem pe total 85% din cheltuieli, nu putem beneficia de acele plafonare, așadar vom merge în continuare cu aceste reduceri. Rog în continuare atât colegii mei din primărie, dar și directorii de instituții publice să funcționeze după un program bine stabilit în școală, atât la primărie cât și la eliminat, pentru că dacă reușesc acele cheltuieli din cheltuiala de bază, nu știu de unde vom găsi surse din bugetul local să plătim utilități și sunt sigur că nu vă doresc nimeni să trecem la învățământul online, la învățământ de acasă, ci să ne aducă copiii la școală să beneficieze de investițiile pe care le-am făcut. Eu sper ca pe parcursul anului să avem rectificări pozitive, să putem achita ceea ce ne-am propus, să evințim și alte proiecte noi, având în vedere că din martie vor avea ghidurile de finanțare pentru sesiunea de proiecte pe 2021-2027. Așteptăm acel proiect la care lucrăm o proiectul tehnic pe cuim, pe drumul național, la celelalte de regionale urbane, la celelalte de urbări publice. Sperăm să inițiem proiecte noi și să găsim și sursa necesară, că iar am ajuns din pasul cei 2% până eligibile, ne-am ajuns la credit. Da? Bucură să ne spuneți. Mulțumesc, domnule primar. Alte intervenții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, vă rog să pornim procedura la vot. Mulțumesc. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului UniCredit BNSA, a atragerilor pe an și împuternicirea persoanelor pentru semnarea contractului de finanțare la amorsabilă internă în valoare de 4 milioane de lei. Vă rog, raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru 6. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului, dar domnul consilier? Doar o singură precizare. Articolul 129 din codul administrativ privind atribuțiile Consiliului Local prevede că Consiliul Local aprobă contractarea de credite și garantarea acestora. Deci nu aprobă contractul de creditare cu un anumit finanțator. Proiectul nostru de hotărâre se intitulează proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului cu UniCredit Bank. Adică nu strică aprobarea unui avet local. Deci nu strică pe o protecție suplimentară, dar noi nu avem niciodată atribut în sensul ăsta și este apanajul, noi nu suntem parte în contract. Parte în contract este primăria prin domnul primar și unitatea finanțatoare. Ca o protecție pentru dumneavoastră, da, dar ca o atribuție pentru noi nu există. Trebuie să ne asumăm cu toți, sub unii. Da, dar noi trebuie să facem ce ne permite legea. Bine. Mulțumesc. Alte intervenții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, vă rog să pornim procedura de vot. Mulțumesc. Proiectul a fost adoptat cu 15 voturi pentru și 3 abțineri. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețarea municipiului Moinești pentru anul 2023. Vă rog, raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, vă rog să porniți procedura de vot. Mm-hmm.
proiectul a fost adoptat în unanimitate. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2023 prestate de beneficiarii de ajutor social. Vă rog, raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pe anul. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pe anul. Raport Comisia de Urbanie. Aveți favorabil cu 7 voturi pe anul. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, vă rog să porniți procedura. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Vă mulțumesc. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Moinești ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri. Vă rog, raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pe anul. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pe anul. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pe anul. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, vă rog să pornim procedura de vot. Mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului centralizat al imobililor aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Vă rog, raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pe anul. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 4 voturi pe anul. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pe anul. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, vă rog frumos să votăm. Mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu 700 voturi pentru și o abținere. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea refacerii unei locuințe din municipiul Moinești afectate de incendiu. Vă rog, raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pe anul. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pe anul. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pe anul. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, vă rog să votăm. Mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. 9. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional a contractului de concesiune număr 20.816/2 din 17.10.2011 încheiat cu domnul Darii Constantin din municipiul Moinești la datorul Vladimirescu, bloc 6, apartament 2, județul Bacău. Vă rog, raport Comisiei Economice. Aveți favorabil cu 4 voturi pe anul și 2 abțineri. Raport Comisia Juridică. Aveți nefavorabil, 2 voturi pentru, 2 abțineri și 1 vot împărat. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru și 2 abțineri. Întrebări de discuții pe marginea proiectului, domnul consilier. De vreo 2 ani tot discutăm despre acest contract de concesiune. Și eu nu înțeleg de ce nu se intre în legalitate, că este foarte simplu. Eu am vreo 6 argumente pe care să vă le expun. Le-am expus și în ședința de anul trecut. De nelegalitate privind prelungirea acestui contract. Trebuie să înțelegem că vorbim despre o pășune care se află în domeniul privat al municipiului Moinești. Conform articolul 9 alineatul 2 din ordonanța guvernului 34/2013, pășunile din domeniul privat al localității nu pot fi decât închiriate pe o perioadă de la 7 la 10 ani crescătorilor de animale care sunt înregistrați în Registrul Național de Evidență. Nu înțeleg de ce nu se întrebește un contract de închiriere, foarte frumos, iar la capitolul încetarea contractului, când înțeleg că se vorbește despre amenajamente și urmează să apară reglementări în sensul ăsta, facem un contract de închiriere și acolo stipulăm în situația în care vor apare noi reglementări pe această linie, contractul de închiriere încetează de drept.
Și atunci suntem în legalitate. De ce să umblăm cu concesiune? Concesiunea este valabilă numai la pășunele din domeniul public. Aici noi dăm, legea reglementează prelungirea unui contract numai în interiorul termenului de valabilitate, care acest contract este, a expirat la 31.12.2022. Legea spune că în momentul în care își încetează efectul contractului, concesionarul este obligat să predea bunul în starea inițială și atunci noi, dacă adoptăm o hotărâre de Consiliul Local astăzi, nu face altceva decât să retroactiveze, adică să intre în vigoare la 1 ianuarie 2023, contrar codului administrativ și a Constituției României, care spune că actele normative produc efecte numai în viitor. Deci nu putem vorbi sub nicio formă, hotărâre de Consiliul Local este act normativ și nu poate produce efecte retroactive. În consecință, eu vă mai dau câteva argumente doriți dumneavoastră. Eu v-aș propune să faceți un contract de închiriere. Nu are treabă nici cu Consiliul Local, pentru că Consiliul Local nu parte în contract. Scrie foarte clar, se poate prelungi prin, spune și codul civil. Un contract poate fi prelungit prin acordul părților, prin act adițional, cu condiția la concesiune, cu condiția ca virgulă cumulul perioadelor de prelungire să depășească 49 de ani. Dar, în această situație, nu putem vorbi de concesiuni și eu vă recomand să încheiați un contract de închiriere ca să fie legal și să îl rezolvăm și eu. Altfel, dacă se votează așa proiectul de hotărâre, mai încălcăm o dată lege. Vă mulțumesc! Așa cum am... E deschis. Nu e deschis aici. Bună ziua! Așa cum am stipulat și în referatul de specialitate, prorogarea termenului de realizare a amenajamentului pastoral deja ne duce la finalul anului acesta, 31.12.2023. Acesta, prelungirea de prorogarea termenului fiind 1 ianuarie 2024. În alte ordine de idei, redevența pe care noi obținem de pe toate terenului concesionat din Pășune, vă dați seama că vin fond la Consiliul Local, la Consiliul Local, la Primărie și evident că le utilizăm pentru diverse chestiuni care sunt necesare în municipiul nostru. În alte ordine de idei, nu cred că o persoană care deține 300 sau, mă rog, animale destul de multe, astfel încât să se încadreze pe suprafața pe care o are, cu acel coeficient de unitate vită mare, mâine și an, ar trebui să fie, știu eu, ar trebui să nu-i se acorde acest drept și să vină ceva la Baia Mare, de la Bistrița, solicităm de la Dulcea, de la Hunedoara, eu am să zic, cu atât mai mult cât și cheltuielile pe întreținerea ne revine nouă, ca și Consiliul Local. Nici nu știu dacă noi să vă închipuiți că mai putem ajunge și să curățăm Pășune, bărbuții noi putem face bine într-o concesiune și bine în Montreia. Cu atât mai mult cât nici nu suntem unitate finanțătoare. Nu noi finanțăm, altfia finanțează. Și noi trebuie niște bani. Da, mulțumesc. Mai sunt intervenție cu marginea proiectată în Consiliu. M-ați înțeles greșit. Deci eu am spus să intrăm în legalitate, să încheiem contract de închiriere cu prevederile. Și putem ca suma
prin închiriere să fie egală sau mai mare decât redevența. Noi când rezolvăm un cetățean în mod ilegal, facem un rău, nu un bine. Un bine este atunci când rezolvăm o problemă cu respectarea legii. Pentru că dacă nu se respectă legea, e posibil la un moment dat să trebuiască să dea, știu eu, anumite sume înapoi. Deci eu asta nu să nu avem grijă de cetățeanul nostru mănâncean, ci să facem contract de închiriere cu prevederi legii, am luat de contract de concesiune. Asta am spus eu, nu mai de mine să nu îi dăm omului pășunii. Mulțumesc. Mai sunt intervenții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, vă rog să spunem la vot. Proiectul a fost adoptat cu 11 voturi pentru, un vot împotrivă și 6 abțineri. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului lunar de întreținere pentru componenta centrului rezidențial pentru persoane vârstnice. Raport Comisiei Economice. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, vă rog să spunem la vot. Mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției clădiniților pentru hrana copiilor care frecventează creșa primii pași și Moinești. Vă rog, raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, vă rog să spunem la vot. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Vă mulțumesc. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea prezării pe licitații publica unui teren situat în extrabilat municipiului Moinești, punct Sâghi, județul Bacău, fiind un proiect la care se apelează la hotărâre. Vă rog să primim și comisia și să votăm și să primim comisia renumărarea în urma numărării voturilor, avem
alăzărare de la Mântea Maria, 15 pentru 2 împotrivă, Pascalin Emilie Alisandru, 15 pentru 2 împotrivă, Ghiu Cornelu, 14 pentru 3 împotrivă, Botezatul Silviu Gheorghe, 15 pentru 2 împotrivă. Drept urmare, au fost desemnați următorii reprezentanți ai Consiliului Local în Comisia de Evaluare a ofertelor pentru dozarea de licitație publică a unui teren situat în extravilanul municipiului Oinești, punctul Sighiu și pe Sumator. Membri titulari, alătărare la Luca Maria, Pascal Iubie Alexandru. Membri supleați, Ion Cornel, Bonezat și Sibiu Ionis. Se vrea comisia. Da, mulțumesc, domnule consilier. Dacă mai sunt intervenții pe marginea proiectului, cer scuze, vă rog la raportul Comisiei Economice. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Raportul Comisiei Juridică. Aveți favorabil cu 4 voturi pentru. Raportul Comisiei de Urbanie. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Da, domnul consilier. Acest proiect de hotărâre nu a fost suficient de documentat din punct de vedere juridic și o să vă dau niște argumente din lege să credeți că acest teren nu poate fi vândut. Vă rog să ne afișați proiectul de hotărâre cu cartea funciară de la teren. La sfârșit este cartea funciară. Pentru punerea în valoare a pajiștilor aflate în domeniul public al comunelor, orașelor, respectiv
la municipiu și pentru folosirea eficiență a acestora unități administrative teritoriale prin primare, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice, având animale înscrise în RME, încheie contract de concesiune sau încheiere, în condițiile legii pentru suprafețele de pașnici disponibile, proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatație, pe o perioadă cuprinsă între 7 și 10 ani. Și la articolul 2 găsim speța noastră, care articolul 2 stipulează. Pentru punerea în valoare a pașniștilor aflate în domeniul privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor, și pentru folosirea eficientă a acestora, unitățile administrative teritoriale, prin primare, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice, având animale înscrise în RNR, încheie contracte de închiriere în condițiile legii pentru suprafețele de fâliețe și pășune disponibile, proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatare, pe o perioadă cuprinsă între 7 și 10 ani. În concluzie, noi acest teren îl putem închiria pe o perioadă de la 7 la 10 ani crescătorilor de animale, dar acest teren nu poate fi vândut. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule consilier. Dacă mai sunt intervenții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, vă rog să spunem la vot. Proiectul a fost adoptat cu 11 voturi pentru, un vot împotrivă și 6 abțineri. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 189 din 8-a 13-a. 2017, da. Pentru aprobarea regulamentului privind eliberarea autorităților de funcționare și profil de activitate și a avizelor de amplasare și profil de activitate pe teritoriul Municipiului Moinești. Vă rog, la Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, vă rog să spunem la vot. Mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Moinești și a serviciilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Moinești. Vă rog, raport Comisiei Economice. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și 2 abțineri. Raport Comisia Juridică. Aviz nefavorabil cu 2 voturi pentru și 3 abțineri. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru și 2 abțineri. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Da, domnul consilier. Doar câteva aspecte aș dori să supun atenției dumneavoastră, cu oricum nu mă băgați în seamă. Dar eu fac datoria ca jurist. Este treaba dumneavoastră, fiecare răspunde pentru ce face. Așa. În legătură cu proiectul de hotărâre în cauză, privind stabilirea salariilor. Stimați colegi, legea 153/2017 spune foarte clar, de fapt sunt și excepții în lege. Singurele persoane care se stabilesc salariul de bază în baza coeficientelor de realizare este domnul primar și domnul viceprimar. Salariile de bază pentru celălalt personal din aparatul de specialitate al primarului sau de la serviciile din subordinea Consiliului Local, legea spune că se stabilesc de către Consiliul Local. Noi, proiectul de hotărâre care îl avem pe ordinea de zi astăzi,
și anexele aferente, de fapt, noi ni se propune să aprobăm niște coeficienți de ierarhizare. Eu n-am văzut niciun salariu de plață acolo. Deci când mă uit în anexe, 3,98 și eu știu că se mulțește cu 3.000. Numai că noi trebuie să știm principiile de bază ale legii 153/2017 și vreau să vă spun că am discutat astăzi la mai multe niveluri cu specialiști. Sunt trei principii pentru stabilirea nivelului salariului de bază în administrația publică locală. Un prim principiu este acela ca salariul de bază a unui salariat să nu depășească indemnizația domnului viceprimar, indemnizația domnului viceprimar necuprinzând scorul de 25% pentru proiecte, așa, salariul de bază se stabilește în funcție de cantitatea, calitatea, importanța socială și răspunderea pentru activitățile desfășurate de către salariatul în cauză. Și ultimul, balonul salarial să nu depășească resursa financiară stabilită prin bugetul de venituri și cheltuieli. Acum, eu sincer, ca o propunere, dacă legea spune că totuși Consiliul Local stabilește salariul de bază, păi domnule, eu vedeam așa, o comisie din consilieri locali și cu specialiști din primărie și noi stabileam salariul de bază nu pe funcții. Eu ce am văzut acolo, am văzut numai funcții, n-am văzut oameni. Și atunci nu am așa, că ierarhia asta e. Apoi la salariul după viceprimar trebuie să-l aibă administratorul public, secretarul general și după aia venim în jos. Nu era ce am observat eu acolo. O funcție de director executiv. Toți directorii executivi au același coeficient de ierarhizare. Dar, repet, salariile putem să le facem de bază fără coeficient de ierarhizare. Nu ne obligă nimeni. Și atunci se discuta cu fiecare om în parte, pentru că una este responsabilitatea unui director sau un șef de birou sau știu oricare lucrător de la compartimentul financiar contabil, de la serviciul juridic și alta este cel care, funcția care supraveghează anumiți muncitori. Unii muncesc, alții supraveghează. Și atunci trebuie să vedem iasele în care locul de muncă al tău, ce faci și răspundere ai și să stabilești salariul de bază. Așa o văd eu. Din punctul meu de vedere, eu știu care e salariul în primărie, că m-am uitat pe transparență. Salariile sunt mici, este foarte adevărat, și știu cum sunt salariile și la alte unități administrative teritoriale. Am văzut acolo un jurist cu treaptă superioară la superior, dar ea în mână 4.016 lei. Și m-am uitat la alte funcții care erau aproape cât un jurist la ultima treaptă. Nu-i corect. Din punctul meu de vedere, și v-aș vrea să nu vă supărați nimeni pe mine, eu vă vorbesc corect, aș cum mă văd eu, nu trebuie să faceți ca mine corect, nu ați făcut nici până acum. Din punctul meu de vedere, trebuie să lăsăm deoparte prieteniile, cumetriile, interesul de partid. Pentru că am văzut funcții în primărie care spun noi au salarii mai mari, care nu spun cu noi au salarii mici. Și atunci faceți o treabă de calitate, comisii din consiliere locale și specialiști din domeniu și stabiliți salarii pe om, nu de funcții. Că omul trăiește, nu funcția. Ei, fiecare om, ce face, care e importanța socială a activităților desfășurate, ce responsabilitate are. Așa se fac salariile. Nu că unul e direct pe nu știu de care, dar păzește doi oameni să dea cu asta. Deci nu-i corect. M-am uitat la coeficienții de ierarhizare și am crezut că s-a încălcat Constituția. Am discutat cu cineva și nu. Există o simplă excepție numai pentru autoritățile locale care pot și mișora pe lucruri. Eu am zis, nu-i corect. Pentru că vă dau un exemplu. Anul trecut, guvernul a
produs ce a sesie la pensiile peste 4.000. S-a atacat la Curtea Constituțională și a zis neconstituțional, de două puncte de vedere. Una, nu poți să introduci taxe noi prin, decât prin lege organică, nu prin ordonanță. Doi, un drept câștigat nu poate fi luat. Acum eu, știți ce am mai făcut? Am făcut și confront capul de dumneavoastră și am luat o funcție de director executiv, unde când am înmulțit cu 3.000, conform coeficienților, ceea ce mi-ați dat, era salariul stabilit pentru ianuarie, era egal cu cel din decembrie, dar la doamna secretară era mai mic cu vreo 23. Deci scad veniturile total. Ceea ce conform Constituției este neconstituțional. În schimb, mi s-a spus astăzi de către alți specialiști că este permis. Deci Consiliul Local poate și micșora salariul, poate și să-l majoreze. Dar acest lucru trebuia făcut anual. Se face anual. Și cred că cea mai bună soluție este să se analizeze salariile anual. Și eu vă pot da o soluție foarte simplă. S-a greșit în primul rând, în decembrie 2021 trebuia să facă mărirea la 2550. Acum singura șansă care v-a mai rămas este să dați un judecat ca să vă recuperați sumele de anul 2022. Ce să vă mai spun? Acum vă spun și alta dreaptă. Hotărârea de Consiliul Local care s-a dat în decembrie este ilegală. Pentru că a spus-o să retroactiveze 27 decembrie, intrat în vigoare cu 1 decembrie, este ilegală. Cum și hotărârea de Consiliul Local de astăzi, dacă se adopte, este ilegală, dacă se aplică cu 1 decembrie 2020, cu 1 ianuarie 2023, că iarăși retroactivează. Eu așa o văd. Fără nicio supărare, o comisie, acolo mai durează 2-3 zile fiecare om. Luat în parte, stabilit salariul acolo frumos și se face și dreptate și poate se reduce și nivelul de mulțumire mare, dacă există. Vă mulțumesc și sunt răsutat scris. Mulțumesc, domnule consilier. Dacă mai sunt alte intervenții pe proiect, la doamna secretar? Astori, dacă îmi permiteți. Așa cum am precizat la începutul ședinței, o să vă fac câteva documente, câteva precizări ale legislației și anume cum se stabilesc salariile funcționarilor publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale administrație, din cadrul aparatului propriu al consiliilor județene, primării, consilii locale. Deci este speța noastră, da? Ne se aplică articolul 11 din legea 153. Și tot alineatul 2 precizează că nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice fiecare instituții sau autorități, administrației publice locale, precum și ierarhia funcțiilor, sunt prevăzute în anexa la lege, anexa numărul 8, capitolul 1, litera A, punctul 3, capitolul 2, litera A, punctul 4. Și stabilirea salariilor lunare, potrivit alineatului 1, se realizează de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor articolului 25. Da? Nivelul veniturilor salariale se stabilește în condițiile alineatului 1 și 3, fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar. Da? Cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli. Această prevedere legală s-a uzitat de ea, sau s-a uzat de ea, mai mult decât era necesar, de foarte mulți ani încoace. Nu s-au putut stabili salariile în mod real și acești coeficienți, pentru că niciodată nu ne încadram în cheltuielile de personal aprobate în buget. Suntem la începutul anului. În prima ședință a Consiliului Local se aprobă bugetul. De ce nu bugetăm cheltuielile de personal în mod corespunzător, așa cum trece legea? Mă întreb.
din legea 153, stipulează mai multe principii, vreo 9. Eu o să mă refer doar la 3. Doamna consilieră a mai numărat și dumneavoastră câteva. Primul și cel mai important este principiul ierarhizării pe verticală și pe orizontală, în cadrul acelui domeniu, în funcție de complexitatea și importanța activității desfășurate. Un al doilea principiu este principiul importanței sociale a muncii, în sensul că salarizarea personală din sector bugetar se realizează în raport de responsabilitate, complexitate, riscuri și nivelul studiului. Principiul egalității, în sensul că drepturile de natură salarială se stabilesc prin norme juridice, cu încadrare între linii de minime și maxime prevăzute în prezenta lege. Și principiul egalității, prin asigurare de salarii legale pentru muncă cu valoare egală. Sunt și celelalte, dar eu consider că cele mai importante sunt. Pentru municipiul Măinești și nu numai, pentru administrația locală. Coeficientul aplicabil maxim este coeficientul viceprimarului din municipiu cu populație între 20.000 și până la 50.000 de locuitori, deci în prezent 5,50. Da? Dacă dumneavoastră ați analizat proiectul de hotărâre, ați observat probabil că coeficienții propuși care au fost diminuați de la acest coeficient 5,50 stabilit în 2017, încadrează tot personalul în acea categorie de coeficient 3,50 și în jur de 3,50 funcțiile de conducere, care este coeficient aferent comunelor până în 5.000 de locuitori și pentru personalul de execuție ne situează la nivelul comunelor până în 3.000 de locuitori. Pentru că majoritatea au mai puțin de 3 coeficiente. Și, având în vedere principiul ierarhizării, eu și pe orizontal, ceea ce înseamnă că noi trebuie să avem aceleași salarii la funcții similare în sectorul administrației, eu vreau să vă aduc în vedere câteva hotărâri de consiliu ale municipiilor, din județul Bacău și nu numai, dar mi-e interesează cele din județul Bacău. Hotărârea Consiliului Local. Secretarul municipiului, și pentru a nu exista niciun fel de discuție vis-a-vis de colegii mei, care unii sunt pro, alții sunt contra, colegii din conducere, vreau să mă refer doar la funcția de secretar general. Coeficientul pentru anul 2023 a municipiului Bacău este de 8. Îl vedeți, este în hotărârea de Consiliu pentru anul 2023. George, mă voi vădez, sau ce faci? Coeficient 4,48. Și acum câte ceva?
ceva despre cum s-au stabilit la noi salariile și coeficienții din 2017, când a apărut această minunată lege a salarizării. În 2017, stabilirea coeficienților de ierarhizare și salariilor brute s-a efectuat prin hotărârea Consiliului Local 117/2017, salariul minim brut pe țară care a garantat în plată fiind 1450 lei. În anul 2020, salariul minim brut pe țară garantat în plată a fost 2230 lei. Salariile aparatului de specialitate și a serviciilor, deci din subordinea Consiliului Local, au fost plafonate prin hotărârea de aprobare a bugetului de pentru cheltuie, hotărârea numărul 25 din 18/2020. În anul 2021, deci nu a avut loc creștere, în anul 2021, salariul minim brut pe țară garantat în plată a fost de 2300 lei, salariile fiind plafonate prin hotărârea Consiliului 50 din 20/4 de aprobare a bugetului pentru cheltuie, cu aplicarea coeficienților realizându-se în luna decembrie 2021, așa cum a subliniat și domnul consilier. În anul 2022, salariul minim brut pe țară garantat în plată a fost de 2550. Coeficienții de ierarhizare au fost plafonați prin hotărârea Consiliului din 9/2022, hotărârea 18 de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli. Iar determinarea salariilor în acord de coeficienții de ierarhizare a dus la diminuarea coeficienților și la acordarea unei creșteri de doar 10% în loc de 14,7% către este din salariul minim garantat în plată, din minimul brut pe țară, înmulțit cu coeficienții. Da? Deci s-a mai avut loc o diminuare a coeficienților și în luna decembrie. În anul 2023, propunerea de diminuare a coeficienților de realizare din prezentul proiect de hotărâre a Consiliului Local este cea pe care dumneavoastră a văzut-o și care ne situează sub limita coeficienților aprobați pentru unități administrative teritoriale comune cu până în 5.000 de locuitori. În perioada 2020-2023 s-a efectuat o diminuare a coeficienților de realizare a funcțiilor de peste 30%, fără a se diminua și atribuțiile și volumul acestora și complexitatea și răspunderea. Avem aici prevederile articolului 8 din legea 153 cu ierarhizarea posturilor în vederea stabilirii salariilor de bază. Și avem aici toate elementele necesare pentru ierarhizarea acestor. Nu o să intru în amănunt și o să mă refer doar la prevederile articolului 5 din ordonanța de urgență 168/2022. Și anume, în anul 2023, numărul maxim de posturi care se finanțează din fonduri publice pentru instituțiile și autoritățile publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, se stabilește de către ordonatorii de credite, astfel încât să asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială, acordate în condițiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobat prin buget. Prin urmare, dacă bugetul aprobat astăzi nu prevede aceste cheltuieli și nu prevede, că domnul consilier a întrebat, dumneavoastră sunteți în cunoștință de cauză, nu prevede, deci acest proiect de hotărâre niciodată nu va putea fi însocmit pentru a fi legal. Cine este cu acest număr de posturi? Să știți că acest număr de posturi nu este stabilit din nimeni. Nu este stabilit de Consiliul Local, nu este stabilit de primar, este stabilit prin legea finanțelor, prin ordonanța de urgență 63/2010 și este transmis de către instituția prefectului județului Bacău, în cazul nostru, pentru unitățile administrative teritoriale. Deci, această susține, suntem prea mulți, că avem servicii, că n-avem. Suntem cât trebuie. Suntem cât ne-a dimensionat legea, atât trebuie să fie un aparat de specialitate a unui municipiu. Un alt aspect pe care vreau să vi-l aduc în dumneavoastră spre consultare. În anexele prezentate avem mai multe funcții. Cu coeficient de realizare 1, pentru nivel de studii superioare, poliție locală, bibliotecar, asistență,
asistent social, nivelul de ierarhizare 1 înseamnă salariul minim economic. Pentru aceste funcții, în nivel de studii superioare, sunt necesare anumite condiții de studii. Da? Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalente. Da? Același coeficient de ierarhizare. Avem și prevăzut la studiile de nivel mediu, adică referenții de gradul 1 și 2 și lucrătorii sociali, cărora pentru a putea participa la un concurs pentru ocuparea funcțiilor, li se solicită studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat. De asemenea, avem același coeficient de ierarhizare 1, adică tot cu 3.000 de lei salarizat și pentru funcțiile cu nivel de studii generale. Paznic, infirmier, îngrijitor, copii, îngrijitor, plătit, etc. Și același coeficient de ierarhizare 1 și la funcții fără nivel de studii. Adică colegii noștri de la salubritate, de la spații diverse. Păi se respectă un principiu din această lege a salarizării, dacă se poate pune vreodată echivalență între un absolvent de studii superioare, un absolvent de studii medii, unul de studii generale, unul fără nivel de studii, la orice fel de element ne putem referi, la complexitatea atribuțiilor, la volum, la orice, nu cred că poate fi pus în niciun caz acest semn de echivalență. Și aici eu vreau să vă aduc în vedere dumneavoastră niște fluturași de salariu pe care dumneavoastră probabil că nu i-ați văzut până acum, sunt ale salariaților noștri vis-a-vis de principiul acesta a ierarhizării pe verticală și pe orizontală. Principiul pe verticală înseamnă că cel mai mare coeficient este al cetățenului și cel mai mic este 1 salariul minim de economie, iar cel pe orizontală înseamnă că aceste funcții similare din sectorul administrație și din serviciile subordonate Consiliului Local sau serviciile pentru care este ordonator principal de credite, trebuie să există echivalență. Și avem aici anumite adeverințe depuse la noi în dosarele de spațiu pentru spațiul locativ, da? Și vedeți că avem un consilier superior, un coleg al nostru, consilier superior, care are maxim de vechime în funcție, în specialitate, da? Și are un salariu, vedeți, net, un venit net de 3.847 de lei. Da, este colegă de a noastră și una dintre colegii care a solicitat și a venit cu fluturașul să fie făcut public. Da? Avem aici o funcție de asistent medical. Ce trebuie de la Spitalul Municipal Măinești. Da? Spitalul Municipal care este în subordonarea Consiliului Local. Și vedem că salariile nete pe anul 2022, în fiecare lună, sunt 6.278. Mai avem așa ceva. Un salariu de îngrijitor, care de asemenea, pentru anul 2022, avem un venit peste 3.900 de lei. Da? Ori fi mult, ori fi puțin, față de un absolvent de studii superioare cu vechime maximă și la cea mai înaltă încadrare din statul de funcție pe care am discutat. Și avem exemple de tot fel, dar vreau să vă mai arăt ceva. Aici avem îngrijitorii noștri de la un compartiment, de la creșă. Da? Aici avem
un bucătar de la spital de asemenea, cu 3023 de lei pe lună, da? Și haideți să ne uităm și la un bucătar de la Creșa, primii Pașa Mâinești, cu venit de 1771 de lei, da? Haideți să ne uităm și la un îngrijitor de copii. Cum venit? E 1516 lei. O fi mult, o fi puțin, poate trăi un om cu asemenea salariu, cu asemenea venit. Ceea ce vreau eu să vă spun este că ar trebui ca, dincolo de faptul că există niște solicitări ale bugetului local privind partea de investiții, există o dorință a executivului, a domnului primar, a dumneavoastră, a Consiliului Local, pentru finalizarea acestor proiecte cu finanțare guvernamentală, europeană, indiferent de care. Dar eu cred că resursa umană este cea mai importantă resursă a unei administrații. Astăzi dimineața am vorbit cu doamna Armea, șef birou proiecte. 32 de proiecte se află în implementare sau au fost implementare. În municipiul Mâinești, cu acești salariați, colegii mei, cu ei, domnilor consilieri, implementați aceste proiecte, să știți. Cu ei, mai mult decât atât, dincolo de implementarea proiectelor, trebuie să ne gândim la faptul că din perioada noiembrie 2022 și noiembrie 2021, conform Institutului Național de Statistică, a rezultat o creștere a indicelor lunar a prețurilor de consum de 116,76, respectiv 121,55 la mărfuri alimentare, 116 la alimentare și 109 la servicii. Faptul că salariile de bază, aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale administrației, utilizate în cadrul aparatului de specialitate a primarului și a serviciilor publice subordonate Consiliului Local, nu se stabilesc în conformitate cu prevederile legale și se plafonează de fiecare dată, datorită faptului că nu există prevederi la cheltuielile cu salariile în mod corespunzător. De atâția ani, să știți că am constatat cu domnul director Cefan că Direcția de Asistență Socială face asistență socială pentru salariați primării. Și ați văzut salariile câțiva fluturi au fost. Nu mi se pare nici moral, mai înseamnă instituția legală, cum doriți, că acest proiect din hotărâre, deși toți salariații au fost consultați, procedura de consultare s-a efectuat, toți salariații au fost împotriva diminuării acestui coeficient de ierarhizare, care nu este normal să se diminueze. Deci, ce se întâmplă dacă ajunge salariul minim de economie la 4.000 de lei? Deci tot aparatul de specialitate a primarului, de la secretar general și până la muncitorul de spațiu divers, va avea coeficient de salariat de bună. Salariul de economie. Dacă îl diminuim de fiecare dată, nu este sănătoasă această practică. Nu este normal ca astăzi, la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, să nu se fundamenteze cheltuiala cu salariile în mod corespunzător. Nu este normal. De aceea eu, domnilor consilieri, domnule primar, am solicitat retragerea din ordinea de zi a acestui material. Am solicitat analizarea acestuia înainte din introducerea preotului de zi. Nu s-a ținut. De aceea nu am semnat, pentru că am considerat că referatul de specialitate, întocmit din compartimentul resurse umane și direcția economică, nu a avut în vedere prevederi legale privind stabilirea acestor salarii și coeficienți. De aceea nu am semnat în continuare, nu o să-l avizez în legalitate, nu o să-l contrasemnez și supun atenției dumneavoastră din nou prevederile articolului 139 alineatul 12 din codul administrativ și anume retragerea de pe ordinea de zi.
consider că este o eroare în acest proiect de hotărâre. Și stabilirea aceasta este făcută într-un mod defectuos. Pentru toate categoriile de personal. Și atunci, dacă s-au diminuat acești coeficienți ierarhizate și în loc de 5,5, pe care domnul viceprimar stabilit prin lege coeficientul, coeficientul secretarului general din municipiu este la 3, adică cu 30% diminuat. Eu cred că dacă acest proiect de hotărâre se va vota, ar trebui să menționeze în cuprinsul acestuia cu articol distinct cărei funcții din structura aceasta noastră, din aparatul de specialitate, îi pot delega cele 30% din atribuții care este persoana care poate să exercite aceste atribuții, da, din punct de vedere legal, și care îndeplinește condițiile de vechime, de specialitate, de studii, toate cerințele, trebuie să fie nominalizate, da? Pentru că dacă s-a diminuat 30% coeficientul de ierarhizare, atunci trebuie diminuat în mod corespunzător, tot cu 30% și celelalte atribuțiile, răspunderile, complexitatea, volumul de muncă, tot. Și de la mine în jos, toți ceilalți colegi, directori executivi, directori, șef servicii, șef birou, șef de compartimente și personalul de execuții. Și vă mai spun un singur lucru. Avem 41 de funcții vacante. Aceste posturi vacante au atribuții. Atribuțiile acestor posturi neocupate sunt redistribuite personalului care își desfășoară activitatea. Atribuțiile acelea, cineva le exercită. Le exercită tot colegii noștri. Tot colegii noștri execută acest buget pe care l-ați focat astăzi. Bun, la investiții, proiecte europene 32, tot colegii noștri, această echipă de specialiști. Cum este posibil să fie tratați în acest sens și fel? Eu mă întreb, retoric, dincolo de procedura care a fost făcută ca la cap, de consultare, de referate, de toate cele, există și o procedură morală, zic eu, și o responsabilitate a noastră, a conducerii primăriei și a dumneavoastră, a Consiliului Local, vis-a-vis de salariații acestei instituții. Vă mulțumesc! Sincer vă spun, de atâția ani când sunt în jurul dumneavoastră, cred că a fost cea mai emoționantă ședință, cel puțin pentru mine, ori sunt eu sensibil, da. De-a lungul istoriei, fiecare a spus așa, după muncă ce răspat. Deci, am înțeles că indicele sunt foarte mic, numele situații foarte mai mare, dar de ce noi la Mânești avem mai multe decât la Mânești? Pentru că asimilare. De ce este inadmisibil așa ceva? Și au impus față de noi. Nu știu dacă au ceva impus, la din potrivă. Noi ne lucrăm întotdeauna cu transparență, cu muncă, cu vernicie, ne luăm unde de mână, să ducem proiectele mai departe și văd că și oamenii au început să zâmbească frumos când văd spre finalizare chiar centru și multe altele, că e greu să le pregătă, au făcut foarte multe și felicitări aparatul de funcționalitate, care nu cește, nu e extrem de drum și când am mai sesizat că încă vreo 40 de posturi vacante sunt suplinite de cei care își au salariul de fapt în grilă, nu este permis așa ceva. Eu, sincer, la firma care conduce Fidiu, am luat să fac salariile de acum 2 ani. Vă puteți pica. Deci, ai idee. Încă doare sau dumneavoastră. Și salariul meu ați luat la oameni, la toți. La toți, în funcție de treptatea, bineînțeles, fiecare cu el la lume. Și așa spus domnul Macină,
Nu cred că este un lucru atât de greu și cel mai bine știe cine lucrează. Domnul primar, doamna secretar, domnul șef de birou care au în subordonanță atâția oameni, cred că cel mai bine ar fi dumneavoastră să vă adunați acolo, eu n-am ce să caut și nici consiliul local, dumneavoastră să vă stabiliți salariile în funcție de munca depuse și de responsabilitate. Pentru că eu, orice politică a fost aici, cine răspunde? Primar și secretar. Cred că prima dată și nu e stabilă, secretar sau primar, nu mai știu. Nu am dorit să fiu primar niciodată. Dar în ambele cazuri, eu apreciez munca tuturor. Și v-aș ruga, pentru că există pârghile necesare, se face să fie o ambianță în Consiliul Local, să fie un exemplu de justiție. Poate și, și mai mult. Și eu sunt convins că nu va fi mulțumită. Nu știu dacă întârzierea nu mă afectează, nici nu mă afectează, dar cred că e bine să dispară tristețea și amenajarea zâmbitul la toți. Și așa, nu vedeți câte se întâmplă. Asta am avut și eu mulțumesc și mă scuzați. Mulțumesc, domnule consilier, vă rog, domnule primar. Închideți, vă rog, domnule. Ok. Da, suntem la o ședință de excepție față de ședințele din ultimii ani. Dar suntem exemple de bune practici în multe domenii. Ne-au luat exemplu multe localități din județ, din țară. Am apărut diferite postaze pe scene unde n-au apărut alte localități niciodată, inclusiv la Asociația Municipiilor, acolo unde sunt 109 municipii și 40 sunt reședință de județ, 6 sunt sectoare de municipiului București, dar municipiul Măinești a luat premiu. Nu numai acolo, pe mediu, pe educație, pe sănătate, pe toate domeniile. Spuneam că suntem exemplu de bune practici. Iată, de această dată vom fi un exemplu, poate tot de bune practici, că un proiect de hotărâre nu a fost semnat de secretar pentru proiectul de hotărâre, poate nu să fie semnat sau semnat hotărârea finală care va fi înaintată prefectului. Este în atribuțiile prefectului să constate legalitatea, să o conteste dacă nu este legală, dar un lucru este sfânt că legea trebuie respectată. Așadar, nu am venit pentru că nu iubesc colegii sau nu i-am apreciat, din contră. La orice, în orice împrejurare, atunci când am avut un discurs, atât local, dar și național, am menționat activitatea Consiliului Local, am menționat activitatea aparatului de lucru, fără de care nu am putea realiza ceea ce spunea și doamna secretar mai devreme, 32 de proiecte cu finanțări din diferite direcții europene, guvernamentale, locale. Toate aceste lucruri nu s-a putut face fără un efort, bineînțeles, al tuturor colegilor, dar ar fi mult spus a tuturor, probabil a celor care lucrează și cu sufletul în afară de remunerație, pentru că a lucrat la primărie nu înseamnă să lucrezi doar să aștepți omul la 4, să mergi acasă, să-ți iei salariu și să, bineînțeles, nimeni nu este obligat să vină la primărie să muncească voluntar, fără a avea o remunerație, să-și întrețină familia. Dar spun eu acolo unde există și puțin suflet, lucrurile este calitate. Așadar, am în fața mea raportul de specialitate al compartimentului de specialitate din primăria, biroul de specialitate, unde spune chiar clar că primarul propune stabilirea coeficientelor prin hotărârea Consiliului Local raportați la salariul de bază minim grup de țară garantată în plată respectiv 3.000 de lei, dar prin hotărârea guvernului. Am văzut acolo, într-adevăr, 5,5 coeficient. Singura lege care a fost prorogată în ceea ce vizează salarizarea demnitarilor, și mă refer aici la primar, viceprimar, președinți, vicepreședinte de Consiliul Local, a fost prorogată din 2020 în continuu, neținându-se cont de salariul minim plat. Și primarul și viceprimarul poate să se plătească la nivelul de 2800 lei. Da? Ei, dacă împărțim salariul brut al viceprimarului la 3.000, îi dă un coeficient de 3 și ceva până în 4. Da? Este singurul care s-a modificat că a fost prorogat în lege la funcționarii publici, la personalul contractual. Baza calculului salariului este acest coeficient înmulțit cu salariul umplat. Dacă în decembrie am venit în fața dumneavoastră și am majorat salariile cu 10%,
mai puțin au făcut din județul Bacău, cel puțin, o creștere salariată în această perioadă, când toate prețurile au explodat, dar Primăria Mâinești a făcut acest lucru, pentru că spune legea că veniturile din 2023 trebuie stabilite la nivelul lunii decembrie. Tocmai de aceea acel proiect de hotărâre luna decembrie a produs efectul luna decembrie, dar salariile s-au plătit din ianuarie. Deci, spunea domnul consilier că nu avea o bază legală. Eu spun da, pentru că bugetarea pe acest capitol s-a făcut în luna ianuarie, nu s-a făcut în luna decembrie. Dar asta este o altă discuție. Așadar, în luna decembrie a avut o creștere la salariile tuturor angajaților, la unii de 10%, la unii de 17%. De ce de 17%? Pentru că diferența de la 2550 la salariul minim 3000 este de 17% și nu aveam alt fel de făcut decât să le dăm salariul minim pe economie începând cu această dată. Și așadar, este o creștere la fiecare salariat. Mai mult decât atât, prin această hotărâre de azi, nu diminuează nimeni niciun salariu nimănui. Se păstrează, așa cum spune legea, la nivelul 1 decembrie. Prin acești coeficienți aprobați astăzi, acest coeficient se mulțește pe salariul minim și dă un salariu la unii, cu toate celelalte sporuri și cu ce realizează la primărie, nu au voie să depășească salariul viceprimarului. Acel venit, fără finanțare de 25% la proiecte finanțare europeană. Și dacă ar fi să aibă în documente un coeficient de 5,5 viceprimarul, tot același venit la casa mâine, orice salariat al primăriei. La întâlnirea mea din luna decembrie la Asociația Municipiilor, unde era prezent premierul României, unde era prezent ministrul dezvoltării, cetățenilor, unde era prezent ministrul de finanțe, unde era prezent Enigmo, președintele asociației și cei 100 și ceva de primari din municipii, mi s-a adus la cunoștință și poate ați aflat și dumneavoastră că există un jalon în PNR prin care până la finalul semestrului 1 se legea salarizării în domeniul bugetar să fie modificată. Vor dispărea acești coeficienți, se va stabili o salarizare în funcție de gradul localităților, așa cum se vedea și mai devreme, municipii de grad 1, 2, 3, orașe și așa mai departe. Așadar, lungim o boală astăzi, dacă n-am votat această hotărâre, prin care să stăm cu povară în spate, că n-am adaptat coeficienții la salariul minim de economie. Ca să muncesc coeficient aprobat în decembrie cu 3.000, ar însemna astăzi încă o creștere de 17%. Ori mai ne discutam de bugetul local, dacă am cuprins sumele. Da, am cuprins pe cele din luna decembrie majorate cu 10%. Încă o dată repet, niciun salariat din primărie față de luna decembrie nu a pierdut nimic la salariu. Din contră, cei care erau sub 3.000, astăzi cu aducerea coeficientului la nivelul salariului minim, primește salariul minim cu 450 lei mai mult decât în luna noiembrie. Așadar, eu înțeleg pe colegii mei, prezent că se va mai proceda la creșterea salariului minim în anul următor, iar acest coeficient nu ar fi de ajuns. Eu cred că la această oră va fi depășită această situație, pentru că legea va fi modificată. E un jalon în PNR, sunt sigur că va fi modificată. În cazul contrar, suntem tot aici noi primar, colegii mei care sunt alături de mine aici, dumneavoastră, în consilier local, în orice ședință de consiliu putem modifica, putem aduce îmbunătățiri și nimeni să nu piardă la salariul pe care îl are astăzi. Vis-a-vis de veniturile din spital, sunt reglementate prin lege. Nu poate un asistent medical de la Creșu să primească un salariu cât este la spital, pentru că este plătit pe un coeficient, așa cum spuneam. Alte venituri în privat stabilește fiecare societate comercială în funcție de complexitatea activităților. Ori, astăzi se spunea de diminuat, dacă se diminuează coeficientul, se vor diminua și activitățile. Nu. Din punct de vedere al venitului, este același. Așa anul trecut, în decembrie, este la nivelul viceprimarului. Orice s-ar întâmpla coeficientul, nu ar putea depăși mai mult de acest venit.
Eu vreau să mă limitez la discuții, am tot ceea ce e o realitate, e o punere în legalitate, să avem aceste coeficienți care se înmulțesc cu salariul minim pe economie, să ne străduim, să aducem ministrul la bugetul local, să putem majora și aceste salarii, poate așa cum spunea cineva, că la Bacău sau la Comănești. Nu cred că e o diferență atât de mare, dar e și o, nu știu cum să-i spun acum, vis-a-vis de comune, cel puțin, care le dă asemenea salarii, pentru că au ajutor din altă parte. Dacă ar fi din venituri proprii, nu ar acoperi aceste salarii. Dar vedeți că în luna septembrie-octombrie, toate comunele primesc în hotărâre de guvern, în hotărâre de Consiliul Județean, bani pentru echilibrarea bugetelor și îi duc în cheltuieli de funcționare. Spuneam un salariat care nu cred profesionist, ce nu suntem în stare să facem un credit și pentru salarii. Dacă e funcționar public, ar fi trebuit să știe, că e fără de a avea și dau numele, că anumite creditele nu se fac pentru salarii niciodată la instituție publică. La instituție publică. Și Doamne ferește de instituția care ajunge să nu plătească salarii, să ajungă la creditele pentru așa ceva. Eu cred că am echilibrat, așa cum spuneam, bugetul este echilibrat și pe venituri și pe cheltuieli. Este echilibrat la cheltuiala de personală care, dacă o ducem în procente la veniturile pe care le realizăm, este considerabilă și de aceea vă rog să votați acest proiect de hotărâre. Nu va fi afectat venitul niciunului salariat față de luna decembrie. Mulțumesc, domnule primar, dacă mai sunt cei terminiți de marginea proiectului. Dacă nu, să supunem la vot proiectul. Da, domnul consilier. Dar cu riscul de a părea la populist, zicea domnul primar că salariile rămân la nivelul anului trecut. În decembrie cumpăram o pâine cu 1,70 și 1,80, azi 2,50. Asta e doar un exemplu. 3. Cu 3, da. Nu mai zic. Eu de unde iau măcă 2,50, în căuție sub control. E greu pentru toată lumea, e greu pentru buget, toți vrem proiecte, toți vrem să facem, dar la un moment dat să știți că muncim toți pentru bani și dacă nu ai bani, vă zic eu, te la te treabă. E doar o părere proprie, să nu fie înțeleasă greșit. Da, mulțumesc, domnule consilier. Dacă nu mai sunt intervenții, vă rog să supunem la vot proiectul. A fost adoptat cu 10 voturi pentru, 4 împotrivă și 4 abținere. Trecem la punctul numărul 15 și anume diverse. Adresa numărul 2384 de 19.1.2023 a Consiliului Local al Copiilor Moinești. A fost expusă la punctul numărul 2. Dacă vreau domnului Comănescu, directorul Școlii Gimnaziale Ștefan Bocian, are limitație. Salut, bună seara, domnule primar, domnule viceprimar, doamna secretar, doamnelor și domnilor consilieri. Școala Gimnazială Ștefan Bocian are plăcerea să vă invite săptămâna viitoare, vineri, de la ora 10, să participați la vremea școlii. Școala Școala Gimnaziale 156 de ani. Activitatea va avea loc în incinta a școlii și ne-am încurat tare de aș dori continuare și domnului Costa să-i dau microfonul, care le-a pus în discuție un proiect, un proiect interesant, spuneam și pentru Consiliul Local, Consiliere Local, la partea de lucru al primarului și chiar și de ție. Ziua, domnule, să lucrez cu mine. Vorbim despre proiectul Consiliului European se cheamă Eloge, care înseamnă un proiect de excelență în administrația publică locală la nivelul Uniunii Europene. E al 33-lea proiect de finanțare europeană pe care vi-l propunem noi. Nu a intrat România niciodată în acest proiect până în anul 2023. La momentul de față, doar încercăm să structurăm acest proiect pentru nevoile administrației locale la nivelul Moinești. Sunt puține municipii care au acceptat, care au argumente să intre în acest proiect de excelență la nivelul administrației locale la nivel de Uniunea Europeană.
Și pentru a putea implementa acest proiect la nivelul municipiului Măinești, avem de răspuns la trei chestionare. Unul, privind administrația publică locală, pe care l-am rezolvat și urmează să depunem toate dovezile că răspunsurile noastre sunt oneste. Un chestionar pe care o să trebuiască să, la care o să trebuiască să răspunde dumneavoastră în calitate de aleși local, primar, viceprimar și consilier local. Și încă un chestionar la care o să trebuiască să răspundă un număr de 1000 și ceva de angajați ai primăriei și cetățeni ai municipiului. Eu voiam să vă spun că dumneavoastră, în calitate de aleși local, o să primiți pe contul de WhatsApp de consilier local, o să primiți acest chestionar. Numărul minim la de răspunsuri sunt 12 din 19 că sunteți. Rugămintea mea este să răspundeți toți. O să primiți link-ul, este un document Google, o să primiți link-ul și o să răspundeți online. Rugămintea mea este să o faceți toți, în măsura în care credeți că este în regulă pentru noi. Deci v-am spus, putem obține, avem argumente, eu așa cred, am plecat la drum acum o lună, cred că, pentru implementarea acestui proiect și eu cred că avem argumente să obținem un certificat de calitate de excelență pentru administrația locală din municipiul Măinești. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Dacă mai sunt alte intervenții la punctul de vedere, dacă nu, declarăm ședința închisă. Vă mulțumesc!